Vă salut și e posibil să cer un posibil ajutor în legătură cu o problemă apărută chiar în seara asta pe canalul meu de YouTube, care se pare că suferă niște schimbări foarte ciudate, în sensul că mi-a fost schimbată denumirea tot în Art Invest și am primit și un avertisment nejustificat pentru un videoclip care nici măcar nu l-am văzut, dar să-l mai fi și încărcat. Și am rămas foarte mirat de chestia asta. Practic, nu mai pot avea un acces normal. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Presupun că a fost hackerit. Și situația arată în felul următor. Deci încerc să mă conectez. Am schimbat eu între timp imaginea asta pentru că era diferită. Nu afișează practic nimic. Deci orice aș încerca nu afișează nimic până nu dau pe butonul ăsta ca și când aș vrea să încarc un nou video. Căci exact acest lucru aveam de gând să-l fac în seara asta. Da. Așa. Închid fereastra. În fine. Dau la setări. Sau mai bine nu. Nu aici. În fine, dau aici, da? Și aici mi-apare ceva foarte ciudat. Un avertisment de copyright, nici măcar nu am încărcat video-ul ăsta. Nu știu de ce mi-apare chestia asta. Probabil că cineva a avut o intenție de a-mi hackeri canalul de YouTube, nu știu, chiar nu știu dacă e cazul să le trimit ceva la suport. Ideea e că eu pot să schimb, deci în principiu eu pot să revin la vechile proprietăți, la vechiul nume, vechiul ăsta, la denumirea canalului, la ăștia, dar nu știu dacă se pot reflecta. Nu știu dacă îmi va dispărea strike-ul ăsta, care chiar mă deranjează foarte mult. Pentru că eu știu foarte bine că nu am făcut așa ceva. Nu știu ce să spun. Chiar nu știu.
E o problemă foarte ciudată care nu am avut-o niciodată până acum. Și chiar nu știu ce să fac în momentul de față. Altinvest. Asta e denumirea ca e o ciudățenie, pur și simplu. Eu pot să modific toate astea chiar acum, dar nu știu dacă contează. Și de fapt ce s-a întâmplat? Că nu am încălcat practic nicio regulă de copyright, nu nimic. Dacă cineva s-a mai confruntat cu această problemă, poate mă ajută să rezolv ceva. În fine, cam asta a fost. În rest, toate da, sunt toate clipurile video pe canal, fără probleme, fără ăștia, dar rămâne problema asta care chiar nu știu cum să o rezolv. Și cam asta e.